Orele se mută din clasă la televizor. Prin intermediul TVR2, profesorii te ajută să nu pierzi materia și îți predau lecții importante. Eu sunt Loredana și sunt la muncă să te informez. Tu stai acasă și învață. Ai grijă de tine, ai grijă de noi. sunt ce par a fi. nu sunt nimic din ce aș fi vrut să fiu, dar fiindcă m-am născut fără să știu, sau prea curând, sau poate prea târziu, m-am resemnat ca orice bun creștin și n-am rămas decât cel care sunt. Poezia se numește Nu sunt ce para fii și este scrisă de Ion Minulescu. Vă invit să citiți și romanțele lui. O să vă placă. Ați recunoscut acum curentul literar pe care urmează să-l studiați? Este simbolismul, iar printre poeții români reprezentativi ai acestei mișcări literare se numără cel despre care v-am povestit, dar și George Bacovia sau Alexandru Macedonski. Bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune teleșcoală. Sunt profesora Mihaela Trifu de la Seminarul Teologic Ortodox din București și dacă v-ați obișnuit un pic, astăzi vom discuta despre un al doilea curent prevăzut de programa pentru examenul de bacalorat și anume simbolismul. Vă spunam de data trecută că ne-am gândit la niște cuvinte cheie pe care voi să le folosiți în orice împrejurare, dacă aveți cumva vreun lapsus, dacă cumva nu vă aduceți aminte și să fie un fel de recapitulare interioară pentru ceea ce veți scrie. Și ca urmare, primul cuvânt sunt cei trei S. Simbol, sugestie, și sinestezie. O să discutăm despre fiecare în parte, doar atât. Deci țineți minte, la romantism a fost cuvântul Rin, Reverie, iubire natură, acum la simbolism vorbim de cei trei S. Simbol, sugestie, sinestezie. Am respectat aceea desf aceeași desfășurare cu o definiție a curentului, particularități ale esteticii simboliste, aplicație bineînțeles și concluzii. Și bineînțeles, tema pentru acasă. Simbolismul este un curent literar apărut în Franța în jurul anului 1880 care acție împotriva romantismului retoric și parnasianismului. Deci v-am explicat aici în josul slide-ului ce înseamnă retoric. Deci simbolismul refuză orice fază, orice declamație, orice artificialitate pe care Consideră că o au romanticii. Iar parnasianismul este un curent, o reacție la subiectivismul romantic, adoptând o atitudine impersonală rece, excluzând orice sentimentalism. Fiecare curent literar îl contestă pe cel care l-a precedat, și, ca urmare, simboliștii se manifestă împotriva romantismului mult prea patetic și a parnasianismului mult prea rece. Deci dacă vreți patetism, el pendulează între patetismul romantic și demersul cerebral al parnasienilor. Poezia simbolistă se opune declamației, falsei sensibilități ori descrierii obiective, Căutând prin intermediul simbolurilor ideea pură. Și să vedem ce își propune poetul simbolist. Aici aveți particularități, și de la început vreau să înțelegeți cam care este starea. Vedeți că tot am insistat pe stare. Literatura înseamnă o anumită stare pe care fiecare dintre curente încearcă în mod subiectiv să o expună. Pentru poetul simbolist, la fel de sensibil ca și romanticul, dar cu alte mijloace. Obiectul poeziei simboliste îl constituie stările sufletești lămurite, vagi, precum și aici, dacă vreți, avem descrierea artistului simbolist. Nelinișta, nevroza, plictisul, splinul, obosala, angoasa, disperarea, macabrul exotismul. Poate că vi l-am spus prea repede, dar cum o să aveți slide-urile pe Facebook-ul emisiunii, o să le găsiți acolo și să vă gândiți la fiecare dintre ele, pentru că dacă înțelegeți care sunt stările sufletești, o să înțelegeți și cum este expresia poetică. Se consideră că elementul esențial al poeticii simboliste îl reprezintă utilizarea simbolului, termen care va da și numele curentului. La baza esteticii simboliste stând sugestia o cale poetică de realizare a simbolului și de exprimarea corespondenței. Da? Deci gândiți-vă la sugestie, sugerează. Aș fi vrut ca motou pentru. Simbolist, să vă fi pus un citat al lui Paul Verlaine, Du la musique avant tout chose, muzica înainte de toate. Deci, muzica sugerează, muzica la rândul ei creează o stare. Deci, sugestia, funcția simbolului este de a sugera și nu de a exprima, a lămuri, a materializa un sentiment. Putem identifica principiul corespondențelor între sonoritatea versurilor și sentimente, între alte registre existențiale, iar muzicalitatea versurilor este obținută prin tehnica refrenului, repetiția obsedantă a unor cuvinte sau a unor vocale. Iar am spus Exact cum antiteza era uh, principalul procedeu stilistic, la poeții simboliști, sinestezia va fi figura de stil preferată. Ce înseamnă sinestezie? Am încercat să vă fac un soi de tipar de algoritm, suprapunerea două sau mai multe registre senzoriale, auditive, vizuale, tactile, olfactive, gustative. Și v-am dat și exemplu, țineți minte așa, AVA, țipătul, albastru, urlă. Deci țipătul reprezintă auditivul, albastru, vizual, urlă, auditiv. Deci asta ar fi, uh, ar fi algoritmul, iar un alt exemplu ar putea fi și, pe care cred că l-ați mai auzit, o pictură parfumată cu vibrări de violet o pictură vizual, parfumată, olfactiv, cu vibrări motrice, de violet cromatic, vizual. Da? Deci, înseamnă că poetul simbolist unește mai multe registre senzoriale. Bun. Mergem mai departe. Avem teme și motive specifice. Iar am încercat să delimităm clar, să pricepeți ce înseamnă temă literară, ce înseamnă motiv. Nu știu de ce vă tot încurcați voi la uh, lucrurile acestea care sunt simple. Nu sunteți atenți. Asta e problema. Nu vă spun care proști. ci tocmai ca să vă concentrați și să înțelegeți odată pentru totdeauna. Deci sunt. Câteva teme în general, nu acum numai în poezia simbolistă. Aici avem condiția poetului și a poeziei, iubirea, natura, care, spre deosebire de estetica romantică, devine stare sufletească. Nu mai este acea comuniune. Dacă vreți, poetul simbolist vede natura ca pe un simplu decor. Nu există nicio interacțiune, nu există niciun fel de prelungire a sentimentelor. Pur și simplu este un decor care apare și care pentru poetul simbolist nu contează, ci doar așa ca să ne transmită cam care este uh, tenta lui sufletească. O să vedem în aplicarea pe care o vom face. Și bineînțeles moartea. Deci poetul simbolist este angoasat, este respins de societate, este maladiv. Pentru el, o să vedeți imediat, unul dintre motive este boala. Da? Nevroza. Și totul se petrece, dacă nu există comuniunea cu natura, totul se petrece într-un oraș sufocant, tentacular, concentraționar, din care nu există posibilitatea evadării. Așa se simte simbolistul. Pentru că dacă nu lucrezi interior, ceea ce ți se pare că înseamnă regim concentraționar e o problemă a ta. Deci vă rog frumos să nu fiți simboliști zilele acestea și să considerați ce ni se întâmplă atât de grav, încât să aveți libertate interioară și o să o avem și pe cea exterioară, da? Spre binele vostru, vă rog frumos, aveți mare grijă de voi. Bun, mergem mai departe, nevroza, vedeți motivele principale, le reiau, repetiți est este mater studiorum, nevroza, singurătatea, orașul sufocant, tentacular, boala, muzica, parfumul, Cromatica, care o să vedem, cel puțin în poezia bacoviană, joacă un rol extraordinar de important, și reveria. Dar atenție, aici nu vorbim de visul care te poate să îți ofere un univers compensatoriu, ci este coșmarescul, este ceea ce te sperie, este ceea ce te trezește alertat. Bun. Și aveți aici o reprezentare, așa. Cum am murgul violeta lui George Bacovia Am ales această poezie pentru aplicație, pentru subiectul al doilea Care vă spun are 10 puncte pe care o să le meritați din plin dacă ați fost atenți La ceea ce vă explicăm noi de-a lungul acestor emisiuni Deci nu numai la subiectul al doilea, și subiectul al treilea și așa mai departe, da? și textul argumentativ. Prezintă minimum 50 de cuvinte, semnificația fragmentului evidențind două particularități ale simbolismului. Și atenție starea pe care o sugerează Bacovia. Amurg de toamnă violet, doi plopi în fund apar în siluete, apostol în odăjdii violete, orașul tot e violet. Amurg de toamnă violet, pe drum e o lume leneșă, cochetă, mulțimea, toate, mulțimea, toată pare violetă, orașul tot e violet. Reflectăm un pic așa cam care e senzația lui Bacovia și iar vă precizez că aici avem, după cum vedeți, nu rezolvare, sugestie de rezolvare. Sunteți liberi să adăugați tot ce credeți că lipsește, tot ce credeți că vă e mai aproape ca explicație. framându dat dați spre analiză, se încadrează în estetica simbolistă prin descrierea unor stări de tristețe, splin, disperare. Și am luat ca exemplu primul vers, amurg de toamnă violet. Și am zis că amurgul violet este o metaforă sugerând starea de decadență a lumii, o stare dezolantă. Ce înseamnă fiecare dintre. ce trimiteri are fiecare dintre aceste cuvinte? Amurgul sau zona crepusculară, îmbinarea între lumină și întuneric. Deci, e o perioadă de tranziție care sugerează mai degrabă sfârșitul vieții. Toamnă, vă spuneam că nu mai reprezintă anotimpurile o natură protectoare în care poți să evadezi, să te relaxezi, să te liniștezi, ci din potrivă, la Bacovia este un anotimp al monotoniei și al tristeții. Iar violetul pare să invadeze. Pare ca totul să fie cuprins de această tristețe profundă și este și culoarea halucinației. Deci atunci când ești extrem de angoasat, când ești foarte trist, totul nu mai are contur clar, ci totul intră într-un spațiu al clar obscurului, al, într-un cuvânt, al halucinației. După cum vedeți, mă întorc un pic la, la versuri. Amurg de toamnă violet, pe drum e o, lune și o lume leneșă cochetă, mulțima toată pare violetă, orașul, orașul, tot e violet. Da? Ce e cu oraș? Predilecția pentru citadin, atenție, orașul reprezentând degradarea umanului, spre deosebire de romantii care vedea satul ca pe o salvare, ca un spațiu al energiei. Pentru Bacovia, pentru simboliști, orașul reprezintă degradarea umanului. Ce mai remarcăm? Voi aveți strofele în față, prezența unui refren, ce oferă muzicalitatea poeziei. Vă aduceți aminte din slide-ul cu particularitățile esteticii simboliste. Este una dintre trăsăturile esențiale ale mișcării simboliste. Muzicalitatea poeziei. Prin intermediul acestui refren, exprimarea prin sugestie a trăirilor interioare ale poetului, și apoi corespondențe între violetul obsedant și sfârșitul apropiat al lumii. Vedeți, starea poetului simbolist este aceea de lipsa speranței. Lipsa evadării, lipsa împlinirii. Totul este către extinție, către stingere, către uh, încheierea unei lumi care nu-și găsește justificare. Apoi, obsesia culorilor, ca mijloace de transmitere a unor stări sufletești, și atenție. Deci din cele două versuri vedeți absența mărcilor lexicogramaticale ale eului liric, ce indică o detașare de toate trăirile exprimate. Deci nu mai avem acea implicare a eului, ci o detașare, ca și cum și-ar trăi ultimile clipe și nimic din ceea ce îl înconjoară nu mai contează. Nu mai poate să fie empatic, nu mai poate să fie participativ. Concluziile v-am făcut aici o schemă care sper să vă rămână în minte. Poezia este dominată de cromatică, modalitate simbolistă, cu profunde sensuri în definirea stărilor interioare ale eului liric și există un cod al culorilor bacoviene care exprimă o stare. De exemplu, verdele crud, rozul, albastru, reprezintă nevroza. Bacovia este iritat de tot ce înseamnă culori puternice. Preferă pastelatul, preferă ceva care să nu-l irite. Violetul, după cum vă spuneam, reprezintă halucinația și două culori care trimit către ideea morții, roșu și negru. Și concluzionând, amurg violet sugerează răbușirea psihică definitivă a poetului care nu găsește nicio modalitate de a se salva, de a propune o variantă acestei lumi să se salveze. Vă aduceți aminte, ca să recapitulăm un pic, romanticul din potrivă ofera variante, nu-i place realitatea imediată, nu-i convine și atunci are posibilitatea evadării în spațiul visării, în spațiul trecutului, în spațiul naturii. La poetul simbolic, la simboliști, nu există această posibilitate de evadare. Totul presează, totul îl încorsetează și ca urmare nu poate să fie decât nevrotic, să aibă halucinații și în cele din urmă să fie cuprins de moarte. Cum nu ați avut timp încă să vă obișnuiți cu temele pentru acasă, nu este obligatoriu. Ceea ce vă spun eu, vedeți fără presiunea vreunui catalog, fără să fiți cumva speriați. Deci chiar ce ar fi să faceți tema asta din plăcere? Să găsiți singuri care sunt motivele simboliste și să încercăm să scriem un text complet. Deci aici aveți temă pentru aprofundarea cunoștințelor. Prezintă minimum 50 de cuvinte, semnificația fragmentului evidențind două particularități ale simbolismului. Poezia este nocturnă de George Bacovia, un fragment. Stau și moina cade, apă glod, să nu mai știu nimic, ar fi un singur mod. Un bec agonizează, există, nu există, un alcoolic trece piața tristă. Orașul doarme ud în la grea, prin zidurile astea, poate doar ea, case de fier în casă de zid și porțile grele se închid. Vreau să vă ajut, deși nu e foarte corect ce fac, dar nu mă pot abține. Deci, atenție, cum apare iubirea în poezia lui George Bacovia? Prin zidurile astea poate doar ea. Din nefericire, pentru Bacovia nici măcar iubirea nu reprezintă o cale de salvare. Și vă aduc aminte din poezia Plumb, pe care o pregătiți pentru subiectul al treilea, era așa, strofa a doua, dormea întors amorul meu de plumb. Deci, întors, și subliniez cuvântul întors, înseamnă încheia lui Blaga moarte. A te întoarce cu fața spre apus, echivalează cu moartea. Deci iubirea pentru Bacovia nu mai înseamnă salvare din potrivă și ea înseamnă regresie, înseamnă lipsă de împlinire, înseamnă lipsă de variante. Atenție, deci v-am șoptit deja cum e cu iubirea și aveți ce am spus, preferința pentru citadin. Orașul doarme, Gudă numeza la gra. Deci, vedeți, totul apasă. Nimic nu pare să dea sentimentul minim de speranță că ceva se va schimba în starea poetului, în starea lumii pe care el o surprinde. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni, care speră să vă fie de folos și sper să însemne într-adevăr aprofundarea cunoștințelor, pentru că efortul televiziunii române, al Ministerului Educației și Cercetării, al nostru personal, este de a vă veni în ajutor, de a sistematiza niște lucruri pe care deja le-ați aflat la școală. Și mai am o mică recomandare, care de fapt e o provocare. Haideți să încercați. Să exersați o virtute care astăzi înseamnă enorm și anume răbdarea. Răbdarea de a sta acasă, răbdarea de a urmări, pentru că nu degeaba facem aceste emisiuni ca să vă ajutăm, răbdarea de a urmări o emisiune, răbdarea de a fi în comuniune cu ai voștri acasă. Știu că mama pare să luagă, dar nu mai spre binele vostru. Răbdarea de a sta cu voi înșiva, aici este exercițiul. și atunci timpul posta care pare dilatat și chiar este o să vi se pară altfel o să fie un alt soi de abordare pentru că toți vom fi altfel după ce aceste zile care sper să se termine cât mai curând, se vor încheia Dragii mei să vă găsesc în, cu bine și la următoarea emisiune, la revedere! Pentru astăzi, dragi prieteni, aștept să-mi spuneți pe pagina de Facebook care este poezia voastră preferată, care să aparțină simbolismului și de ce vă place. Vă recomand să citiți cât mai multe versuri sau orice carte vă face plăcere. Doar așa aflați cuvinte și informații noi, mai mult decât din orice conversație. Ne revedem mâine dimineață, zi frumoasă și stați acasă.